Statistici tot mai optimiste. Rata de infectare cu virusul COVID-19 a scăzut semnificativ în ultima perioadă. De exemplu, în prima săptămână a lunii iunie, cifra s-a redus cu 35% față de ultima săptămână a lunii mai. În același timp, Comitetul pentru Coordonarea Procesului de Imunizare anunță că în cele 3 luni de campanie, în țara noastră au fost administrate aproximativ 480.000 de doze de vaccin, ceea ce înseamnă că 11% din populație a fost deja imunizată. Reprezentanții Ministerului Sănătății anunță că din cele peste 30.000 de teste efectuate pe parcursul săptămânii trecute, confirmate pozitiv la noul coronavirus, au fost doar 2%. Totodată anunță că de astăzi începe repartizarea în masa vaccinurilor Sinopharm și Sinovac spre punctele de vaccinare. Astăzi, pe parcursul zilei de astăzi, de mâine urmează fi repartizat în teritoriu, inclusiv marea parte a vaccinurilor Sinopharm și Sinovac, repartizarea se efectuează strict după principiul teritorial, după numărul populației arondate la asistență medicală primară, pentru toate raioanele, inclusiv în raioanele de stânga Nistrului, proporțional. Astfel, toate punctele de vaccinare sunt asigurate cu cantități suficiente de vaccinuri. Menționăm că în Republica Moldova sunt peste 500 de centre de vaccinare. Cota de vaccinare atinsă până acum în țara noastră corespunde cu cea înregistrată la nivel mondial și este chiar mult mai ridicată față de alte țări din regiune. Până acum în țara noastră au ajuns peste 900.000 de doze de vaccin.